În timp ce în Ucraina este război, NATO își testează capacitatea de intervenție la temperaturi scăzute. În Norvegia are loc un exercițiu militar planificat de mult, Rusia îl consideră o amenințare. În timp ce Rusia se apropie tot mai mult de teritoriul NATO în atacurile ei din Ucraina, Alianța Nord-Atlantică desfășoară în Norvegia exerciții militare timp de mai multe săptămâni. La manevrele Call Response 2022 participă 30.000 de soldați, 220 de avioane și 50 de nave din 27 de țări. Exercițiul a început pe 14 martie și urmează să se desfășoare până pe 1 aprilie. La acțiuni participă și Finlanda și Suedia, țări care nu sunt membre ale NATO, dar care întrețin relații strânse cu Alianța. La debut începutul manevrei, rachetele rusești au lovit o bază militară din vestul Ucrainei la doar 25 de kilometri distanță de granița cu Polonia, stat membru al NATO. Purtătorul de cuvânt al statului major general norvegian subliniază faptul că acest exercițiu era planificat deja cu mult timp înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. Inamicul din exercițiu este fictiv, dar paralelele cu ceea ce ar putea arăta un viitor conflict în regiune sunt inconfundabile. În cadrul exercițiului, pușca și marina american efectuează debarcări în Norvegia, spațiul aerian deasupra este contestat și se depune eforturi minuțioase pentru a analiza logistica aducerii trupelor în țară și a reprovizionării acestora.